aberație a partidului care a plecat din Parlament, din funcția de președinte al Consiliului, din președinte al Comisiei Juridice și a mers prefect și, pe urmă, candidat al Partidului Social Democrat, unde a câștigat. E normal că sunt mândru de întreaga echipă. Sunt ferm convins că am mai uitat dintre colegi. Am o... Eu nu știu dacă este plăcere sau un sentiment de mare mândrie faptul că am câștigat atât sectorul 2 prin domnul Rareș Hopincă, candidatul Partidului Social Democrat, dar și sectorul 1 prin domnul George Tuță, candidatul Partidului Național Liberal, și astfel s-a arătat foarte clar că și bucureștenii au nevoie de o altă abordare, cel puțin la nivelul sectoarelor. Este o victorie care obligă. Este evident că alegerile pentru funcția de președinte sunt în septembrie, așa cum am hotărât în cadrul coaliției și cum este corect față de toate partidele politice, și acum vorbesc din funcția de prim-ministru, știți foarte bine că am pus o condiție foarte clară. Nu am anunțat comasarea alegerilor până când nu am avut calendarul întreg al alegerilor, pentru că nu ai dreptul, din funcția de prim-ministru, să faci modificări ale calendarului electoral în funcție de interese proprii de partid. Decizia a fost în acel moment luată în cadrul coaliției, ca alegerile să fie comasate cu alegerile locale pe data de 9 iunie, alegerile pentru funcția de președinte pe 15 și 29 septembrie și alegerile generale pe 9 decembrie. Calendarul de alegeri este cel anunțat înainte de comasare și menținut așa cum este corect, repet, nu neapărat față de partide, față de toți competitori și față de toate partidele politice, fiindcă trebuie să ne asumăm această democrație consolidată pe care am câștigat-o cu greu în România. De asemenea, indiferent, ca să închidem și această discuție, dacă avem un candidat unic al celor două partide sau dacă nu avem candidat unic, Partidul Social Democrat va avea candidat la funcția de președinte al României. Am dovedit că suntem cel mai mare partid din România și acest lucru l-am dovedit împreună cu voturile românilor. Mulțumesc încă o dată, cum este normal, în primul rând celor care ne-au votat, dar și celor care nu ne-au votat și au venit în număr foarte mare la aceste alegeri, astfel încât toți cei aleși să fie legitimi, iar formațiunile politice să fie legitime în funcție de voturile românilor. Eu cred că nu mai este nevoie de niciun sondaj de opinie. Cel mai important sondaj de opinie în politică sunt voturile românilor. Vă mulțumesc! Mi-aș dori mult să aveți întrebări față de colegii mei și îmi cer scuze de Cristina, singura femeie președinte a Consiliului Județean. Mulțumesc mult, Cristina, și ea a renunțat la postul de senator să fie președinte al Consiliului Județean. Bun. Domnule prim-ministru, le-ați spus așa colegilor în ședință,
că dacă alegerile prezidențiale vor fi în luna septembrie, dumneavoastră nu veți candida, nu veți fi prezidențiabilul partidului la aceste alegeri prezidențiale. Acum spuneți că alegerile prezidențiale vor fi în mod cert în luna septembrie, cel puțin din punctul de vedere al Partidului Social Democrat. Printr-o deducție logică, asta înseamnă că dumneavoastră veți candida la alegerile prezidențiale dacă ele vor fi organizate în luna septembrie, nu, așa cum vă doriți. Nu. Deducția logică este și inversă. Eu am anunțat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida la funcția de președinte din partea Partidului Social Democrat. Am scos din tot tablou, toți am făcut la școală logică, din acel tablou l-am, acel tablou, pătrățel din acel tablou l-am hașurat, rămânând restul de logică. Care este, deci sigur dacă vor fi în decembrie, în cazul în care vor fi în decembrie, dar dumneavoastră exclude să fie în decembrie, sigur am, nu veți fi dumneavoastră candidatul. Mai am un pătrățel hașurat în întregul tablou, faptul că în luna iulie Partidul Social Democrat, la începutul lunii iulie, Partidul Social Democrat va avea un congres de desemnare a candidatului. Bun, dacă alegerile vor fi în septembrie, veți fi dumneavoastră acela sau mai există și o altă variantă de prezidențial? Întotdeauna sunt mai multe variante. Important este ca eu și colegii mei să luăm decizia cea mai bună. Mircea Joană este o variantă? Nu a fost discutată în interiorul partidului până acest moment. Dar a fost discutată. Și nici eu personal n-am avut o discuție de câțiva ani cu domnul Mircea Joană pentru o astfel de eventualitate. Dar putea normal, să existe o astfel de discuție? Este normal să nu am ce să vă răspund la această întrebare, deoarece n-am avut această discuție. Dar excludeți această variantă ca Mircea Joană să fie susținut de PSD pentru prezidențiale? Eu cred că, în primul rând, ar trebui să am o discuție cu domnul Mircea Joană. Și o veți avea? Și nu eu, ci împreună cu colegii mei. Sunteți deschis la această discuție? Ați dori să o aveți? Am văzut... Haideți să înțelegem din votul românilor ceva. Ați văzut câți... În primul rând, faptul că Partidul Social Democrat s-a impus în zona urbană. Cu adevărat, în zona urbanului mijlociu. Dar în zone, de exemplu, cum e Baia Mare, unde nu a mai câștigat niciodată. Este un semn transmis de români. Mai există un semn transmis de români. Când mă uit la domnul Simonis, când mă uit la domnul Șoldan, văd candidați tineri. Când mă uit la Rareș, la domnul Nanu, uitați-vă la nouul primar de la Deva. Deci, haideți să deci ne spuneți că am putea să vedem, am putea să avem nu, o surpriză, încerc să inclusiv în ce privește candidatul la prezidențial, adică să nu fie... Încerc să explic că lumea se schimbă. Avem 1 milion de tineri care au venit pentru prima oară la vot sau au avut această posibilitate. Vom vedea câți dintre ei au fost la vot și eu nu rămân prizonier unui cerc. În politică trebuie să vezi realitățile, trebuie să vezi schimbările și dorințele electoratului. Atunci, cu certitudine, vei câștiga alegerile. Dacă mă uit la tot profilul celor care au câștigat în acest... Așa.